poate să spună lumea, e ușor să povestești povești nemuritoare. Nu, nu sunt nemuritoare. Un ucenic de-al meu cu doi copii, la vremea respectivă, în 96, era și el un tânăr, de atunci 30 de ani, nu, 30, 20, cât? Fă 2023, fă 1996, vezi că îți dă vreo 28-27 de ani, nu știu cât exact. Și a făcut un cancer agresiv, așa se și chema, sarcom agresiv. S-a tratat la Cluj la vremea aceea, i-l a scos, a făcut chimio, i-l a scos a doua oară, că s-a refăcut, i-a făcut chimio și a treia oară l-au programat pentru Târgu Mureș să-i tai un picior din abdomen, în ideea de a eradica tumora. La vremea aceea se punea problema să vândă apartamentul ca să aibă cu ce merge la spital, pentru că nu era așa ușor. Da, da, da. Și eu am zis soției, zic, pot să vin până la voi să vorbim cu Benoni? Da. I-am zis, bă, omule, nenorocește o soție cu doi copii, tu oricum mori, zic, trebuie să-ți intri bine în cap treaba asta. Nu mai forța nota. Lasă, stai întreg în sicriu, că nu-i nicio problemă. Dacă stai un picior, poți să te scoli prima asta de operație. De ce să mai cheltui niște bani cu dusul, cu nu știu ce? Dacă de două ori nu s-a întâmplat, crezi că a trei ori se întâmplă ceva? Dar zic, îți dau o variantă. Hai să mergem pe o variantă mult mai simplă. Crezi în Dumnezeu? Părinte, cred, dar nu cred că mă ascultă. Uite, zic, îți promit în mod solemn că te pomenesc zi de zi la proscomidie, te pomenesc la Sfântul Maslu, vin și te împărtășesc, bei ulei de la Sfântul Maslu, te rogi cât poți și avem nădejde. Eu la vremea aia am spus-o din încurajare de a nu rămâne soția cu doi copii fără casă. Exact. Asta a fost ținta mea, nu vindecarea lui. Nici nu mă gândeam. Trebuie să recunosc că eu eram mai necredincios ca el. Dar el a luat-o motamu. Și a început să bea ulei de la Sfântul Maslu. Deci am dus sticla din un litru și dimineața o lingură, la amiază o lingură, seara o lingură, dimineața o lingură, seara o lingură, la amiază o lingură. Și au trecut două luni, în prima fază, și am întrebat, cum te simți? Părinte, fenomenul care a apărut interesant este următorul. Simt tumora, că e mai mare ca un ou de gâscă, dar nu-mi pot explica un singur lucru. S-a făcut o gaură pe lângă operație și de acolo curge mereu proiect. Zic, bine că curge afară și nu curge înăuntru. Ai temperatură? Nu fac temperatură. Soția mă pansează tot timpul, mă șterge cu apă oxigenată, pune acolo pansament curat și zice, când se adună, îi dau drumul și curge. Și cât credeți că a curs? Un an de zile. De unde și ce? Nu-mi pot explica. Ca la un moment dat el să-mi spună, părinte, zice, vă spun ceva nou, tumora aia o simt acum, parcă ar fi ca un ou de găină și locul parcă e gol. Treaba ta n-ai treabă, zic, tu nu umbla acolo. Stai liniștit. Ne rugăm în continuare. Și a mai trecut un an. Și omul a început să pună piciorul în pământ, s-a închis gaura respectivă, singură, în continuare biserică, ulei, și în ziua de azi sunt doi băieți extra credincioși. Deci trăiește și astăzi. Da, păi de ce vă spun? E un om care trăiește, nu sunt gogoși. Că dacă îi spui de unul care a murit, spui că e o confecție sau o confecțiune. A început să meargă pe jos, a putut ajunge până la biserică, apoi încet, s-a pensionat pe caz de boală, că toată lumea îi dăduse minim 6 luni, cum se spune la cancerile astea. E pensionar și în ziua de azi de drept de acum, așa. Are doi copii realizați, unul cu 2 copii, unul cu 3 copii la casa lor, fiecare, el cu casa lui. Trăiește și mama dânsului, care are și ea aproape 100 de ani, tante Paraschiva. Și bătrâna, cred și în rugăciunea ei, foarte credincioasă și foarte evlavioasă, îmi spunea așa, nu pot concepe cât de mult îl iubesc eu pe Dumnezeu, cred că vădva dinainte că El nu o să mă lese să mă îngrop copilul înaintea mea. Ei, a început să muncească, a început să lucreze în grădină, a început să miște normal, dar de acum îl luase un fel de panică. Deci, deși era viu și era sănătos, se temea tot timpul de ideea de boală. Și îl trimiteam la o doctoriță cea mai bună a Iașului, care face ecografii, Madame Felicia Crumpei, care îl vedea tot timpul și îi spunea, domnul, nu este nimic.
în regulă acolo. Țesutul e normal, să cunoaște că a fost tăietură, să cunoaște că lipsește din mușchi, dar fibroza, structura mușchiului este normală, structura pielii este normală. Nu că mă doare în cap, mergem și facem un ceoteu de asta. Capul curat. Nu că parcă îmi vine să tușez de la plămân. Plămânul curat. Și vreo 6-7 ani, doamna l-a tolerat, știind ce diagnostic urgicios a avut, iar prin al 7-lea an a spus așa: ei, nu vă supărați, domnule Benoni, de acum vă trebuie un control cu capul. Gata, la mine numai aici căuta, ești bine, liniștește-te. În schimb, după vreo 3-4 ani, s-a gândit să meargă și până la Cluj ca să nu i se ascundă ceva aici. El totuși trăia cu ideea că boala aia ar putea fi acolo. Și a luat toate hârtiuțile alea și a plecat la Cluj. Și prima întrebare care au pus-o profesorii medici de acolo, au zis: dar dumneavoastră cine sunteți? Păi sunt cu tare, mi-am dat să-mi hârtiile. Să uită și zice: glumești cu noi? Sau ai vreo plângere, ceva, și vrei să ne reproșezi ceva? Nu glumesc, domnule. Eu sunt, uitați-vă buletinul, uitați-vă la mine. Este inadmisibil, dumneata n-ar trebui să fii viu la ora asta. Și l-au luat și au prezentat cazul la studenți să învețe după el. Da, deci a fost un caz unic, să faci de două ori citostatice, să extirpezi de două ori tumora și ea să crească a treia oară și să o vindici cu ulei la masă și cu credință. De ce spun că credința mută munții? Deci dacă știi să te rogi, chiar Dumnezeu te ajute, dar trebuie să știi să crezi. Și nu că el ar face minuni sau are aripi, nu. E un om ca toți oamenii, mănâncă, se scoală, se culcă, merge, dar se roagă. Da, dar era un om deja credincios. Sunt și de genul era credincios, care nu băiatul lui cel mai mare, băiatul lui cel mai mare, când o mai crescut un pic și știa ce boală are tată, să spunea, zice: ai, părinte, că mata îl duci pe tatăl meu cu vorba, cine știe ce se poate întâmpla într-o zi. Și după ce bătrânul s-a făcut perfect sănătos și a fost pe picioare lui, îmi spunea: am venit să mai pup mâna la Sfântul Popă Calistrat. Zic: nu, că nu sunt sfânt, zic, sunt ca și tine, stai liniștit. Și spunea: mata l-ai făcut pe tata sănătos, Dumnezeu l-a făcut pe tatu sănătos. Eu am fost primul care n-am fost convins că poate să facă sănătos, dar am zis că să nu rămână doamna fără casă la copii, pe drumuri sau în gază, ce face o femeie tânără cu doi copii. Și el trăiește și astăzi. Și mi-a spus că acum cândva a fost din nou cu vreo 2 ani în urmă și a mai făcut un control în ideea care avea ceva. Și i-am spus: omule, de acum faci 70, mori de drept, nu-ți mai fă probleme, de acum chiar poți să-și mori. Ai copii mari, ți-ai văzut nepoții, de acum intră în firescul lucrurilor să pleci. De acum nu-ți mai fă problemă. Da, dacă ai să te rogi și ai să ai credință, poți să te rogi să trăiești cât mama Paraschiva, chiar vreo 95 sau 94. Sunt și oameni care n-au fost apropiați de Dumnezeu, dar totuși în boală se apropie? Ori e mai greu? Boala este o palmă a lui Dumnezeu, durerea, ca să-i spunem așa, o cercetare a lui Dumnezeu care aduce omul la cunoaștere de sine. Nu știu dacă ați avut vreodată o durere de măsea, ați văzut cât e de neconfortabilă. Nu știu dacă știți ce e aia travaliu că ați născut și știți ce înseamnă. Ei, durerea te face să ridici ochii la cer și să spui: tată sau mamă. Azi cele două cuvinte. Doamne, iartă-mă, sau mamă, ce rău mă doare. Dar dacă știi să înțelegi durerea, ea este folositoare, te poate apropia de Dumnezeu. Dar dacă ești necredincios sau ești nihilist și ești ateu, poate să-ți facă mai mult rău. E o sursă de hulă. Am văzut N cazuri, repet, N cazuri, în care omul și-a pierdut curajul. De exemplu, anul ăsta am avut două experiențe interesante. Unul este un băiat Valentin, care vara asta a plecat acum, în iarna asta. A făcut o operație de asta foarte ciudată la cap. A fost totul bine, totul a ieșit ceas, totul ca la cheie. Și brusc, în decurs de 2-3 luni, unde era totul perfect, deodată s-a triplat tumora, a umplut tot capul și în câteva zile a plecat.